Salutări vouă și sper să vă găsesc cu bine. Deoarece știu că mulți români iubesc cannabisul, am să încep o miniserie cu informații despre tulpinile de cannabis. Fac asta pentru că avem tot dreptul să știm și avem nevoie să aflăm informații cu privire la această plantă. Pentru că trebuie să existe informații și în limba română reale despre cannabis. În acest episod voi alege un soi și vă voi informa cu privire la genetica soiului respectiv, de unde provine, istorie, efecte, arome și cam tot ce este despre soiul respectiv. Așa că relaxați-vă, luați ceva de băut, ceva de ronțăit, poate și altceva și urmăriți această miniserie în care voi prezenta câte un soi pe fiecare episod. Astăzi am să încep cu un soi drag mie, G13 Haze. Conform legendei, CIA, FBI și o altă agenție ultrasecretă au creat această tulpină dintr-o varietate de alte tulpini extrem de puternice prin anii 1960. După ani de încercări și eforturi, un subgrup extrem de secret al acestei combinații a perfecționat tulpina Frankenstein în jurul anului 1970 la Universitatea Mississippi, doar că un tehnician care lucra acolo a furat o mostră și a început să o înmulțească cu alte tulpini. Desigur, povestea este super mișto, dar sincer, nimeni nu știe exact dacă acesta este adevărul sau e doar un zvon. Alimentând și mai mult zvonurile, această tulpină este numită și tulpina guvernamentală Indica numărul 1. Acum nu știu cât de adevărat poate fi și asta, deoarece G13 Haze este o tulpină cu dominanță sativa. Tulpina Haze este o tulpină originală 100% sativa. Și asta o spun laboratoarele din prezent, unde tulpina a fost studiată cu mare atenție. Dacă iubești o poveste de origine scandaloasă, dar iubești și mai mult o senzație puternică și de lungă durată, atunci asta este o tulpină perfectă pentru a o testa. G13 Haze se știe că provine din părinții G13 și Haze. Tulpina a fost cultivată pentru a fi tulpina perfectă și se apropie destul de mult de perfecțiune. Arome excelente, efecte puternice și efort minim pentru a obține o senzație de lungă durată care va uimi orice consumator. Ceea ce știm cu siguranță este că nivelurile de THC sunt uluitoare, în medie de 22%, cu CBD și CBN fiecare de 1%. Mugurii sunt suficient de denși încât să fie considerați asemănătorii pietrei, crocanți și au o culoare verde deschis. Aromele sunt puternice și tind spre portocale, mandarine și grefuit, cu arome dulci care se încadrează în aceeași familie citrică. Popularitatea lui G13 Haze nu este un mister. Cu capacitatea de a oferi furnicături în tot corpul și de a pune utilizatorii într-o stare instantanee de euforie, nu este cu adevărat un mister de ce este o favorită a consumatorului. Efectele acestei tulpini sunt tipice unei sativa, adică va duce utilizatorul într-o stare creativă și extrem de fericită, chiar și după doar câteva fumuri dintr-un joint, vape sau chiar și comestibile. Această explozie inițială de energie și euforie se combina apoi încet cu subtile efecte indica, care vă ajută să vă relaxați corpul și să vă limpezească mintea. Pentru mai mulți utilizatori, aceasta este o tulpină de încredere în timpul zilei, care le permite să se bucure de efectele cannabisului fără a ajunge amorțiți sau somnoroși. În schimb, poate ajuta la stimularea creativității la unii utilizatori, în timp ce îi ajută pe alții să rămână relaxați și concentrați în timp ce se ocupă de munca de zi cu zi sau de alte responsabilități. Având în vedere efectele sale, G13 Haze prezintă mult potențial medical. Majoritatea utilizatorilor vor găsi euforia sa de lungă durată excelentă pentru a face față unei dispoziții scăzute, precum și pentru a reduce stresul sau simptomele depresiei. Alții pot apela la efectele indica subiacente pentru ameliorarea rapidă a durerii sau a inflamației, în timp ce pacienții care suferă de greață pot găsi de asemenea un conținut ridicat de THC benefic. Indiferent pentru ce este folosit, G13 Haze este un medicament excelent atât pe timpul zilei cât și într-o după-amiază relaxantă. Profilul terpenic al tulpinii zice așa.
Cea mai dominantă terpenă este cariofilena, urmată de limonen și mirceni. Cariofilena are un gust picant de piper și se știe că poate avea beneficii antiinflamatoare. Cu toate că a fost creată cu atâta secret și mirare, cultivatorii au noroc deoarece nu este la fel de dificil de crescut pe cât este să afli de unde provine. În ciuda fundalului său puternic sativa de 80%, această tulpină este de fapt remarcabil de ușor de gestionat din punct de vedere al înălțimii, ceea ce o face o sativă excelentă pentru grădinile interioare, crescând între 50 și 100 de centimetri. În exterior, plantele pot ajunge puțin peste 110 cm, ceea ce este încă foarte ușor de gestionat pentru o sativă. Această tulpină produce recolte mari, depășind 550 de grame pe metru pătrat în interior, sub o lumină bună, și ajungând cu ușurință la aproximativ 500 de grame per plantă în aer liber. Timpul de înflorire este de aproximativ 9-10 săptămâni, ceea ce este de destul de mult, ținând cont că alte tulpini au întregul ciclu de viață în acest interval, dar cu siguranță merită așteptarea. Deși G13Hez își are originea în America, acum se pot găsi semințe online și în Europa la dealeri autorizați, cum ar fi Seedsman, Amsterdam Seed Center, Barnes Farm, Vinafem și alte bănci de semințe. O recapitulare de final, își are originea în SUA, genetica este G13Q-Haze, este 80% sativa, 20% indica, are un procent de 22-23% THC și CBD și CBN undeva la 1%. Dacă ai consumat vreodată G13Haze, lasă-și tu un review și spune-ne cum a fost, să știm și noi părerea ta. Până data viitoare! G13Haze, fie cu voi!